Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un episod de CSGO Overwatch cu GetRectu, unde o să vedem cine este suspectul. Am văzut că vă place foarte mult seria asta, deci dați și voi frate acolo like, să strângem 2000 de like-uri la acest episod. Sunt aproape de sunt alături de MG, nu aproape, dar sunt alături. Salutare de el, zici tu ceva, frate? Dacă mai vreți episodul, dați și voi frate acolo like, să strângem 2000 de like-uri. By the way, pentru cei care nu știu, am deschis site-ul steamaccounts.us, aveți un link acolo în descriere dacă vreți să vă cumpărați sau să vă vindeți contul. Aveți acolo un link în descriere, vă faceți cont, dacă vreți să vindeți un cont, faceți acolo, aveți în colțul din dreapta sus să cereți seller și faceți o cerere frumos acolo, nu știu ce, și puteți primi seller pe site ca să vindeți conturi, și cei care vreți să cumpărați, intrați la marketplace și sunt foarte multe conturi, acum momentan sunt doar 7, da, sau 8, în fine. O să fie multe conturi pentru voi, bă băieți, deoarece acum încă alegem selleri care să vândă conturi, deci hai să trecem la Overwatch, bă băieți, să strângem 2000 de like-uri. Mai e mă, sau fratele nostru. Mama mai e, mă. Dar nu, că acum nu mai ai acum mama mai, are acum, mi-a zis cineva, dar nu mai știu cum e. Oala de codați. Hai, nu mai știu. Nu mai știu. Bă băieți, no hate, am flash. Eu îl consider cel mai bun prieten al meu, bă băieți, de pe YouTube. Deci este forță. Bă, primeam nu primeam notificări. Când mai mi-apărea la recomandat un video de al Oneflash și mi-apărea că spectatorii Raul 2K vizionează acest canal. Deci voi vă uitați și la Oneflash. Deci e cel mai bun prieten al meu, e prietenul meu. Hai să-i dăm, să-l demascăm pe ăsta. Ce zici? Îl demascăm? Da. Bă băieți, hai să aflăm cine este suspectul nostru de azi. Dăm pe Misc, dăm Overwatch Revealer. Și practic am hackuit match, am hackuit CSGO, gata, bam. Și suspectul nostru are medalie, holy shit. Deci avem un suspect cu Snowflake. Cum pula mea să știa câte Snowflake. 6 în echipă? Quiet, vezi că știa 6 în echipă? E un bot, e un da, bot. Știu, dar cum? What the fuck? Ce e asta? De ce e buguit? Mă rog, e buguit și de la Overwatch. Da, probabil, Snowflake-i. Unde ești, da, mă, Snowflake? A, Snowflake. Deci acesta este suspectul nostru. Haideți să verificăm și profilul. Foarte suspect. 72. Tony Montana. Asta s-ar putea să Romanian. A, ba nu, mă, stai că Tony Montana nu-i dam, în fine. Murate se-a. Mă gândeam că o să fie român. Inventory. Hai să vedem. Inventory, da? Crezi că are inventar ăsta? Mă, nu cred că are inventar. Level 72. Sunt... What? Deci n-am observat. Dar n-are inventar, are chestia asta care probabil e 3 are cenți. Are medalii. Ia, PUBG are ceva. Lasă să vedem acum ce face în meci, lasă PUBG-ul, ok. Nu prea, o reacție, reacție 0, băiatul ăsta e pe reacție, nu prea, pe reacții 0, frate. Hai să-i dăm așa cu fast forwarding-ul. Sau, okay. Să-i dat vis out of fire-ul. Mamă, na, n-am văzut cât de paralizat. Ok, i-a dat un glonț în cap la inamic, direct pentru griffing îi dau. Hai că nu-i dau pentru griffing, o făcut și el acolo o chestie mai micuță, s-o juca cu un prieten de-a lui, nu-i dăm griffing. Și oprești acum, faceți tările la GameSense, așa, și acum așa băgați pin-ul, gata, băieți. Se duce cu shift-ul, deci suspectul nostru are grijă. Și l-au rupt băieții de la Tero, l-au rupt în două cu... Ce prost e, doamne, mă, ce prost e. Haideți să vedem ce face ce cu băieții din side. Bă, nu știu, nu cred că pot să-i văd și rancul. Pot să-i văd și rancul? Ba. Da, frate, stai așa că se rezolvă acum. Dacă aș și vedea rank revealer-ul, tu-l vezi? Eu nu-l văd aici. O fi la visuals? Nu, tot acolo e. La order? Ba mă, taci. Băi băiatule, hide from OBS, hai că hai. Tot acolo, unde e Overwatch reveal. Să mor dacă-l văd. În general... Show competitive ranks, gata. Băi, mergi la MG. Nu prea. Mergi la MG, Golova, nu, n-ar trebui să joace așa de bine băieții, dar hai să vedem. Cum se joacă aici la MG. El? Nu l-am văzut ce rank e, este MG2. MG2. Oh, am dat pe pauză. Mamă, dar e slab rău de tot, mă, băiatul. Stai așa. A dat disconnect și a reintrat în meci. Fii atent că acum aș bagă spin-ul. Ascultă ce zic. Ok. Acum și-a băgat, și-a luat și Deagle, și-a luat arma preferată. Și și-a luat-o în cap. Doamne, mă, cât de slab e omul ăsta. Mai are rost să ne uităm. Hai că ne uităm totuși să vedem, poate își bagă ceva, de eu nu prea cred, bă, băieți. Eu nu cred că își mai bagă ăsta ceva, mă. Doamne, mă, nu înțeleg, mă. Asta cât e pe al doilea loc. Noi pe al treilea, 6 cu 10. Doamne Iisuse, cum joacă. Hai să mă fast forward, că nu face nimic aici. Vin băieții pe... ok, hai să ne... Bine, pe ăla știa, că a dat smoke, Mie nu știa pe ăla, a ținut sus să se uite. Da, ținut, da. Am văzut. Dar n-ai, mă, ce face ăsta, mă, ia. Mamă, ce tactică de global. Da, e tactică de global asta, numai globalii fac așa ceva. Dacă le ia pe ăla prin smoke. Nici el nu știe. Dacă le ia acum pe ăsta aici prin... a trecut smoke. Am vrut să zic că închid video dacă le ia prin smoke. Și atâta puneam. 3 minute de video cât a filmat, atâta puneam pe YouTube. Are info de la altul. Da, nu, e slab. Mai este un fast forward. Acum nu mai are. Era să dea linie, ai văzut? Ia. L-au rupt băieții, l-au rupt. Gata, cu friafen.
Ok, 1. L-a bătut. I-a dat cuțit, da. Coaie. I-a dat cuțit, mă. N-are wall sau trigger, a dat el. Da, da, n-am, mă, să fie așa, mă, frate. Ia uite, mă, săracul Snowflake îl cheamă pe el. Că normal că când îți iei flash și sunt aia puși pe tine, normal că tragi. Stai că flick-ul ăla, ok. Și și-a luat-o. Na, eu nu înțeleg pentru ce și-a luat report-ul omul ăsta. Chiar nu-ți pot să... Da, n-are cod, a fost reacția. Da, da, pentru ce și-a luat report-ul, what the fuck? Nu și-a luat. Da, hai, mă, dă-o în morții, mă, si. Na, nu cred, mă. Și cred că s-a enervat echipa adversă pe unul de la ăștia. Probabil o fi crezut, da, că are coșul, dar report la toată echipa, știi? De altfel nu-mi explic. Uite, stă doar camp până A, nu face nimic, trage da, random prin smoke. Da, câștig. Nici eu nu dau report cam niciodată. Na, no, s-au omorât între ei. Bine, și ăla și-o la bani. Bine, la Blatant ăia le dau, dă-i. Da, na. Nu face nimic omul ăsta, uite-te și tu la el, că de plictisit e săracul. Mă trezesc cu un pre-fire de la și... Da, mamă, și ce... La ăștia okay. Ce să le dai, frate? Na, n-ai, mă, nu, că îi dau skip. N-ai ce să mai faci, mă, frate. Ia, hai să vedem până la final. Ce să mai vedem, că i-am dat deja skip. Bine. Dacă am băgat spinul, e noroc. Mamă, să vezi că a băgat spinul în ultima rundă și i-am dat. Na, aia e. Aia, dar știi ce vrea să-i dau pentru toate? Aia, glumez, mă, ce ai. Deci, aim insuficient, vision insuficient, o dărea și da pentru Griffin, că i-a dat glonțul ăla în cap, dar să nu fim așa de strix. Da, suntem prea strix deja. Nici n-are rost să chinuia. Da, se chinuia săracul de loc. Mișca, nici nu mișca coaie. Și hai să trecem la următorul Overwatch, băieți. Și băieți, ne-a sosit și următorul Overwatch. Am jucat o rundă cu buții și m-au bătut buții. Voi vă dați seama, măi, cât de bun îți la jocul ăsta. Te zine să crezi, mă, ce-mi... Cosminelsen. Adevărat, el adevărat. Global, el adevărat. Adevărat. Tot pe Mirage. Stai, a fost pe DAS 2, în fine. Și i-a dat report din urma. Ăsta e din urma. E HVH, Blazit, îl știu. Îl știi pe Blazit? Îl știu, îl știu, era... Holy shit. Deci este prieten, avem un prieten de al lui MG. Și ăsta are, mamă, doamne, da, joacă bine, MG. Da, dar bine, n-am jucat pe contul ăsta. N-am jucat cu el pe cont, am jucat pe... What? Ah, nu. Dar e pe alt joc, probabil. Da, e pe alt cont, că ăsta a jucat pe 23 mai. Haideți să vedem dacă este... Blazit, știu. E cred că e echipă de codăți. Mamă, dai să dau și eu din prima... Nu mă lasă să mor tu, că nu mă lasă. Hai, mă, marș, mă, nu mă lasă, fii atent. Nu, nu te lasă. Lasă, păi, lasă așa, lasă așa. Îi dau pe X1000. Păi n-are rost, că aici probabil o jucam și Overwatch-ul. Stai că mi-a zis cineva, Căl Inter 1 sau Interlopate sau ceva de genul, Căl Inter Interpolate 1. Gata, mă, mi-am reparat Overwatch-ul, nu cred. Mi-am învățat un abonat o chestie, dacă e strigat Overwatch-ul, să bag comanda aia și merge Overwatch-ul, știi? Și fii atent că Overwatch-ul chiar merge acum. Băi, cine mi-a scris în comentarii comanda aia la video anterior, îți mulțumesc foarte mult, uite că mi-am reparat Overwatch-ul, nu mai e stricat. Hai să vedem prima dar rundă. Dar nu poți să-ți dai seama de aim și de nimic. Da, nu-mi dau seama dacă are aim, dacă n-are, doi, acum merge perfect, trebuia să bag comanda aia. Poți să zici că e de la demo, bro. Da, da, da. Hai să vedem dacă are, și zic din primul glonț, ok? S-ar putea să are cod, știi? S-ar putea să are, acum vorbim analfabet intenționat ca să îmi facă haterii hate. S-ar putea să are cod, știi bine, ce zic? Acum îl știe. Da, îl știe, dar să vedem după cum iese pe el, știi? Că degeaba îl știe. Ok, ok, da, joacă destul de legit. Deși, dacă zici că îl cunoști pe ăla, s-ar putea să aibă, știi? Ok, runda asta n-are rost, ok, vine ăla, ăla vine pe rampă, sau? Da, vine pe rampă și se luptă cu ăla și probabil o să-l omoare. Rainbow Hook, user. Da. Rainbow Hook. Rainbow asta Hook, e. Cine bă, curcubeu Hook? Da, ce folosește și Nexa. N-am înțeles. E 5 euro. Pe luna. Ah, atunci e lejer. Hai să vedem ce face. Bă, uite, m-am crezut că se duce și el pe B. Da, dar pare de interesantă că cheat-ul ăsta e. Bă, la derapează? Da, da, da. Că... E 5 euro pe luna, dar are un... Deci e impecabil, gen... La aim și la astea. E zici foarte... Bă, nu mai fă reclamă, deci... mane, că nu mă mai plătesc ăștia de la Unity. Tași din gură. Bă, nu mă mai plătesc ăștia de la Unity, știi? Păi, legit, nu am zis semi-rigi. Păi, na, da, na. E de legit, bro. Da, mă, nu contează, după aia nu mă mai plătesc. Face competiție cu skit-ul, recunosc. N-ai voie, n-ai voie să... Mamă, uite-l și pe ăsta, doamne, cât de paletă e și ăsta. Mamă, uite-l pe ăla, derapează, face skating, bă, uite-l pe ăla din fața lui ce skate face. Ce-am zis că sunt... Și-a băgat skit-ul, ăsta și-a băgat skit. Mamă, da, mă, skit. E, nu știu dacă... Eu, iconița de la skit aș face așa, în formă de skateboard și aș face... Ăsta, nu, că poate și Rainbow să-și bage slide walk. Păi da, mă, dar totuși ar fi fain să fie doar skit-ul cu chestia asta, cu slide walk-ul și să aibă așa păi o poză. Nu, bă, ce trebuie cu am făcut? Ia uite. Mare dif- da, dar nu, e fain. Nu, că toate cheat-urile. E amuzantă chestia. Și, da, știu, și aimer-ul și one-tap-ul, toate. Dar eu știu ce folosesc ăștia. Nu știu. Deci Blazit folosește Rainbow Hook, asta... Și Sunny ăsta, Sunei. Cred că tot Rainbow Hook. Nu face nimic omul Sunny ăsta. Ia.
Uite, uite, uite. No, bine, mă, doamne. Ce o să fie așa slab, frate? Poate ai auzit? Da, e mai o fi auzit, mă, dar uite de știu ce slab e om, frate. No. Deși eu i-aș da pentru toate hack-urile posibile, glumesc, mă, ce ai. Nu știu, mă enervează, da, poza aia lui. N-are flick-urile. Da, mă, da, mă enervează poza lui, pur și simplu. Dar l-am cunoscut pe Blazed în prima. Doamne, ia să, uite-mă, și doamne. Da, cred că ăla e Thompson, ăla cu poza aia, cu smite. Băi, ar putea să fie boosting, sincer, ar putea să fie boosting, de să se fi băgat cu Blazed în echipă să-l boosteze pe ăsta, că ăsta are MG1, știi? Pe care nu pot să dau third person, să văd dacă are slide-ul. Da, și asta e posibil. Da, nu toți au slide-ul, cred că toți au slide-ul. Toți? E prea evident cu aia că e echipă cu Blazed, cum dracu s-a nimerit să fie fix? Ia. Că ei joacă mereu. Da, și ăsta, da. și ăsta are. Are și Sunny al nostru. A vrut să facă el o schemă de Zan acolo, dar n-avea de unde să știe pe la pe mid, știi? Bine, a tras după el, da. Da, a tras, dar nu știu, și săritura lui Zan, hai să zicem că a avut noroc. Hai să vedem dacă mai face încă o dată. Dacă mai face încă o dată, e 90%, clar. Săritura aia s-o faci după movement-ul pe care l-are ăsta. De aia nu mă joc eu cu Olic. Are hack. Are hack ăsta. Are un movement de toată jena, dar bine că săritura aia lui Zan o face tot timpul din prima. Nu știu, tu vezi ce movement și cross placement are? Are, e jalnic. E jalnic. Uite, știu, și acum s-ar putea să-i dea prefer la ăsta, one tap. Ok, a ratat-o, one tap-ul și a dat-o. What the fuck, tu ai văzut cum i-a făcut capul? Da, deci e tanti. Da. One flash și overwatch bug. Demo. Hai că e bug dacă e ceva, hai că e bug dacă e ceva. Mă, ce bug a fost e bug la Overwatch, frate. Băieți, a fost un bug la Overwatch. Bine că își bagă la spin-ul, bă, băieți, cred că este un bug la Overwatch. Bine, dar e doar un flick așa, da, pula. Da, e doar un flick, nu-ți dai seama, dar legit antie e mula ce mai zice. Mamă, uite, s-a enervat gameplay-ul ăla. Păi eu știu după nume, păi OneFlash nu știe cine sunt ăștia. Da, nu știe asta, ai dreptate și tu. Ai dreptate și tu aici. Hai să le dăm un pic mai fast forwarding și... Dar oricine care se uită, na, nu o să poată să-i dea de legea. Na, uite-te, ești tu zin, tu mai dă-te în pula mea, mă, că ăsta a fost obvious rău de tot. Da, e Rainbow cu autofire. A fost autofire acolo. Ce derapează la lampa la mă, bă, ce-mi place să-i vă făști acolo. Toți derapează, toți derapează, de fapt. Știu. Dar n-ai cum să... Uite-te, mamă, ce prefire să moară în BB, că a fost în spatele peretului când o tras. Da, deci ăștia... A, are codul ăsta. Îi dau și pentru order? Că s-a văzut banii hap acolo la Zan. Ia uite și acum face fan. Uite, aproape. Face constant. S-a văzut, știi care e faza? S-a văzut și acum la fail. Că o sărit, o sărit caracterul ăsta de 3 ori. Nu știu, i-aș da și pentru order, sincer. I-aș da și pentru order, sincer. Uite, dacă și acum face săritura, i-ai dau și pentru order, ia fan. Și acum o să o facă, fain că vrea să dea pic pe mid. Ia uite. Hai mă, marșera asta, mătii. Băi, MG-ule, mă spune tu că ăsta o ia de fiecare dată, mă. E prea obvious, mă, are și banii hap. Și mereu? I-a ieșit de 5 ori și de 5 ori a și făcut-o. În fiecare rundă i-a ieșit. Na, uite. Pușează fără nicio... Ah, na, bine, n-are... Are acum are info, na, are info. Ia uite, știi. Cum i-a ieșit ăla cu Nikimu, că ce-ala știa ceva. Moa. Ce-ala știa ceva, e? Da, e de bun. Ok, eu zic să-i dai pentru bunny hop, sincer. Eu vorbesc serios acum, că săriturile alea... E pentru... Nu-i bunny hop, e movement-ul de la Lucid, la mine. Da, mă rog. Da, și submit verdict. Bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă mai vreți episoade de genul ăsta, dați și voi acolo like, aveți și canalul lui MG în descriere, dați și voi acolo un subscribe. Nu uitați să intrați pe site-ul steamaccounts.us dacă vreți să vă vindeți sau să vă cumpărați conturi. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!